Sportive de la Budo Karate Slatina s-au întors cu rezultate remarcabile de la campionatul național de karate tradițional pentru copii de la Oradea. Aceștia și-au adăugat în palmares numai puțin de 15 medalii, dintre care 3 de aur, 9 de argint și 3 de bronz. În urma rezultatelor obținute, gruparea slătinană s-a poziționat pe locul 5 la nivel de cluburi. Și ce medalie ai primit la Oradea? Medalie de argint la kata echipe. A fost greu? Da, am luat o medalie de aur la kata individuală, o medalie de aur la embo mixt, o medalie de argint la kata echipe și o medalie de argint la comite individual. Elevii pregătiți de Romeo Costică și-au arătat valoarea fiind singurii sportivi slătineni ce au reușit să se întoarcă cu medalii de la campionatul național, ce anul acesta a ajuns la ediția 26-a. Ne-am întors cu 15 medalii, 3 de aur, 3 de bronz și restul de argint. Deși doar s-au întors de la Oradea, micii campioni se pregătesc deja pentru o altă competiție. Ca și la celelalte campionate, să mă întorc cu medalii, să fac, să spunem, onoare orașului din care suntem cu toții, să pot să justific susținerea pe care mi-o acordă primăria Slatina prin proiectul în care sunt înscris și cam asta este obiectivul pe care doresc să-l ating la finala lunii viitoare. La kata Hangodan și Baseidai, la kumite, ce am eu la kumite, embuma. Vrei să iei o medalie? Da. Asta e obiectivul tău principal, să fii pe podium. Da. Peste 3 săptămâni va avea loc cea de-a 7-a ediție a campionatului mondial de karate tradițional de la Cluj.